Să lucrăm cu toți pentru o Uniune mai bună, spune președintele Klaus Iohannis din Parlamentul European din Strasburg. Un discurs de candidat la șefia Consiliului European despre încălzirea climatică. Ați văzut toate aceste mesaje și între timp ne luptăm cu războiul, doamnelor și domnilor. Suntem lăudați pentru ce facem pentru Ucraina și să vedem cum ne pregătim. S-a decis să știm cum o să arate militarul voluntar și mai mult o să încasez de 14.295 de lei net salariul pe care o să-l încaseze voluntarul după acel stagiu de 4 luni. Și vreau să vedem cum arată ce s-a decis cu ministrul apărării și șefii armatei. Bărbații și femeile cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, se pot înscrie pe bază de voluntariat, intră în acest program de pregătire militară care poate să dureze până la 4 luni. Cu acest termen. Militar, voluntar, în termen. Și în toată această perioadă vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistentă medicală, medicamente, dar și o indemnizație lunară, similară cu acea soldă pe care o primesc militarii în termen cu grad de soldat. Se vor supune prevederilor legilor și regulamentelor militare, da? Exact ca soldații în toată această perioadă vor putea să nu fie penalizați la locul de muncă și primesc în plus, la final, acea indemnizație de care vă spuneam, 3 câștiguri salariale medii brute, asta înseamnă 14.295 de lei în mână și apoi sunt introduși în rezerva operațională. Pot fi chemați dacă este nevoie. Domnul general Virgil Bălăceanu alături de noi. Domnule general, ce șanse sunt să facem o armată din aceasta a militarilor voluntari? Pentru că am văzut din sondaje și din ce au răspuns oamenii, nu sunt prea încântați să învețe să tragă cu armă. Cred că șansele erau minime ca să ajungem la o a doua soluție, că avem o lege a rezervei voluntare, dar o a doua soluție era necesară pentru rezervă voluntară și cred că nu avea nicio șansă, pentru că de 2 ani de zile, cred că mai bine de 2 ani de zile, acest proiect de lege cu prevederile pe care le-ați menționat circulă între ministere pentru avize. Guvernul nu știe de așa ceva, prim-ministru nu știe de așa ceva, Parlamentul acum a aflat prin poziționarea generalului Vlad, este un lucru extrem de grav. Dar cel puțin acum, în al 12-lea ceas, să sperăm că se va acționa la nivel de guvern cu celeritate. Se pare că proiectul de lege este la Ministerul Finanțelor și, repet, rămânea într-un sertar al Ministerului, dacă nu aveam poziția demnă și responsabilă a șefului armatei. Pe care mulți au considerat o declarație irresponsabilă care alarmează populația. Nu. Așteptăm... Dacă nu avea o asemenea poziție, noi nu vorbeam acum de o măsură care îndepărtează probabilitatea serviciului militar obligatoriu tocmai prin acest serviciu voluntar de care ați vorbit și dumneavoastră. Și să vedem, legea ajunge pe masa parlamentarilor, o să vedem apoi cât de repede e pusă în practică. Mulțumesc, domnule.